Bună seara, doamnelor și domnilor. Începem o nouă ediție, 6 vine presa. Scandal sexual cu un fost ministru. Ziarul Libertate a prezentat în ediția de astăzi un film cu tentă pornografică, al cărui protagonist este fostul ministru al muncii, Paul Păcuraru. Amănunte vă oferim la Rubrica noastră Monden, unde vorbim nu numai de circ, despre circul politic, ci și despre Festivalul Internațional de Artă Arcicului, care începe la București. Până atunci o să ne spună colega mea, Livia Dilă, care sunt subiectele pe care le vom dezbate în prima parte a emisiunii noastre. Bună seara, Livia! Bună seara, Ambela! Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă cerem părerea astăzi. Într-o primă fază, noi, și vorbesc despre mine ca bucureștean adoptat, îmi iubesc capitala pentru că aici trăiesc și aș vrea să fie altfel. Despre Ambela nu mai spun, este și ea bucureșteancă, iar nativii iubesc sau nu iubesc orașul în care s-au născut. Deci putem să spunem că, în general, ne iubim capitala, dar... Așa cum e a noastră, avem gunoaie cam pe unde nu te aștepți, avem cam multe gropi și avem cam multă nepăsare și neglijență. Dacă sunteți de acord cu noi, vă rog să ne scrieți. Dacă nu sunteți de acord, nu sunteți de acord de asemenea. Mai nou, avem și inițiative mai mult sau mai puțin originale. În sectorul 1, o mașină ridicată pentru că a fost parcată neregulamentar poate fi vândută în 30 de zile dacă proprietarul nu o recuperează, bineînțeles, contra cost. Despre aceste subiecte încercăm să discutăm astăzi împreună cu invitații noștri și să le cerem opinia după titlurile zilei. Micul Paris, un oraș european aparte, străzi desfundate, gunoaie sufocante și locuri de parcare lipsă, Bucureștiul se poate lăuda și cu un record. 9 mașini pe un loc de parcare. Fostul ministru al muncii, Paul Păcuraru, apare nicostează indecent într-un filmuleț prezentat de un cotidian central. Demnitarul spune însă că totul este un scenar. Azi vine circul, Bucureștiul găzduiește pentru a doua oară Festivalul Internațional de Artă a Circului. Sunt alături de noi în această seară domnul Silviu Prigoană, deputat PDL. Bună seara! Bună seara! Bine ați revenit la 6 vine presa și doamna Alina Roman, director la Administrația Străzilor București. Bună seara, doamna! Bună seara! A treilea invitat lângă Livia. Domnul Mircea Raicu, viceprimarul municipiului București. Bună seara! Bine ați venit! Acum știrile zilei. După ce s-au întâlnit și ieri și astăzi, liderii PSD și PDL se pare că au căzut de acord în privința numirilor în fruntea de concentratelor. Gheorghe Flutur a declarat că problemuțele la care se referea ieri Marian Vanghelie au fost rezolvate în cea mai mare parte. Cu toate acestea, liderul PDL nu a dat detalii în privința discuțiilor. Erau nelămuriri, dacă există în organigram anumite funcții, ce pregătire trebuie să aibă oamenii, și atunci am sunat și am deblocat situația din teritoriu. Cele două partide au căzut de acord în privința principiului care trebuie să stea la baza numirilor. E vorba de specialiști susținuți de, nu neapărat trebuie să aibă culoare politică, poate să fie și independent, dar susținut de un partid sau altul din această coaliție. Problemele economice și de securitate din regiune sunt principalele teme de pe agenda forumului Uniunea Europeană-Rusia, care se desfășoară la București. În discursul său, șeful statului român a recunoscut diferențele dintre cele două entități politice, dar și necesitatea unei bune colaborări în proiecte comune. Fidelă vocației sale multilaterale, Uniunea Europeană va trebui să se străduiască în continuare să convingă Rusia la cooperare și să o implice în proiectele comune. Va trebui făcut acest lucru pe fondul unei anumite neîncrederi. Atacul masiv militar asupra Georgiei în anul 2008, ca și criza gazului de la începutul acestui an, au zdruncinat încrederea în intențiile, ca și în transparența Moscovei. Uniunea Europeană trebuie să accepte Rusia așa cum este ea. Adunarea Generală a Federației Sindicale Pro-Just a decis declanșarea grevei generale a personalului auxiliar din justiție, nefiind stabilită o dată anume, aceasta fiind stabilită în funcție de restricțiile impuse în perioada campaniei. Principalele nemulțumiri ale sindicaliștilor sunt legate de neplata sporurilor câștigate prin hotărâri definitive și a orelor suplimentare.
Vorbele cu tâlc ale politicienilor pot fi benefice pentru mediul înconjurător. Sub egida cine sapă groapa altuia plantează un pom în ea, jurnaliștii de la Academia Cațavencu i-au pus pe politicieni la muncă. Aleșii au fost invitați să planteze câte un pom pentru fiecare replică tăioasă adresată adversarilor politici. Politicienii, dacă ar fi să se definească prin faptul că au plantat un copac, ar fi foarte ușor. Satira face parte din subtilitățile politicii și politica trebuie să aibă subtilitățile ei, mai ales atunci când între politicieni există și oameni mai puțin deștepți, ca să nu spun așa cum spunea domnul Voicu, că sunt unii și proști. În fiecare lună vom colecta aceste răutăți sau micile agresiuni spuse de politicieni și le vom transforma în copaci pentru București. Locuri de parcare în București puține, ilegalități multe. Autoritățile locale nu oferă prea multe alternative șoferilor bucureșteni când vine vorba de parcări, dar nu se sfiesc să ridice autovehiculele și chiar să le vândă. Se întâmplă în sectorul 1 al capitalei. Bucureștiul se poate lăuda că de câteva zile are mai multe parcări cu plată. Bucureștenilor li se pare firesc să plătească pentru un loc decent de parcare și preferă să scoată bani din buzunare pentru a-și ține mașina în siguranță. E normal să plătească parcarea și așa cum este foarte normal să le și îngrijească parcările și să fie locurile într-adevăr suficiente pentru diverse gabarite de mașini. Mi se pare normal să plătesc dacă am un loc de parcare civilizat, dar nu în stilul acesta care este aici. Aici apare și problema. Primăria municipiului București, mai exact administrația străzilor în calitate de custode al acestor parcări, menționează clar, albastru pe galben, parking PMB nu asigură supravegherea autovehiculelor. Cu acest aspect, bucureștenii nu mai sunt de acord. Asta nu e normal. E normal dacă plătești parcarea să se asigure și paza sau măcar supraveghere prin camere. Dacă locul de parcare este a primăriei, este obligată. Plătești, îți asigură mașina pe timpul parcării. Primarul general Sorin Oprescu se pare că nu știe foarte clar ce se întâmplă în ograda personală și mă refer aici chiar la zona centrală a capitalei, mai exact Calea Victoriei față în față cu Ministerul Administrației și Internelor. Dacă sunt în administrarea noastră, atunci vă cer eu scuze și o să mă duc să șterg eu cu guma gogomânia asta. Una peste alta, locurile de parcare în zonele de foc ale capitalei sunt insuficiente. Un lucru este însă cert, dacă nu parchezi mașina corespunzător, chiar dacă practic nu ți se oferă prea multe alternative, autoritățile locale nu ezită să o ridice. Pentru recuperarea autovehiculului, un șofer trebuie să scoată din buzunare în medie 700 de lei în primele 24 de ore de la ridicare. La nivelul capitalei există 1,7 milioane de șoferi și doar 180.000 de locuri de parcare, conform unui raport al primăriei. O părere foarte proastă și ca jurist consider că nu e în regulă ca primăria să deroge de la codul penal. E o inițiativă bună, dar în ciuda faptului deci că se trebuie foarte multe locuri de parcare, sunt foarte multe mașini. Deci asta primăria ar trebui să rezolve problema, primăriile de sector. Depinde acum și de fiecare conducător auto, de caracterul lui. E adevărat că nu sunt locuri de parcare, e foarte dificil. Dar asta e situația la ora actuală. Sunt foarte multe mașini în București. Este supra-aglomerat. Domnule Prigoană, încercăm să aflăm de la dumneavoastră, pentru că sunteți aproape de această situație, mașinile parcate ilegal, ce se întâmplă după aceea, da, aveți o firmă care se ocupă cu așa ceva. S-a făcut un comentariu și am fost foarte atent, ci că sunt 1.200.000 de șoferi. Sunt 1.200.000 de șoferi sau de mașini? Păi, o mașină trebuie să aibă un șofer, nu? Păi nu, în comentariu Vocea din Nou spunea că sunt 1.200.000 de șoferi. Șoferii nu se parchează, ei se culcă noaptea în dormitor. Sunt 1.200.000 de mașini fizic. Dar să face semantică. Da, facem semantică, pentru că e o greșeală în text aici, în textul din Nou. Și să vă spun de ce. Sunt în sectorul 3, s-au făcut 120.000 de locuri de parcare pe domeniul public. Ori 6 sectoare înseamnă că sunt vreo 600.000 de locuri de parcare pe domeniul public. Și sunt parcările de domiciliu. Nu oricine are mașină înseamnă că o ține în fața blocului. Mai sunt parcările de domiciliu la case.
Sunt parcări subterane, de exemplu, la Piața Obor, care n-au fost niciodată luate în calcul. Există 1000 de locuri de parcare la, în spate la magazinul Unirea, care e veșnic goală parcarea. Domnul Prigoană, haideți că aș vrea să vă întreb un lucru. Cum vi se pare această decizie?